Bună, dragilor, chefacheți! Eu sunt Ioana Ignaț și vreau să vă spun 5 lucruri despre mine pe care cu siguranță nu le știți. Mi-este frică de toate animalele. Mi-e frică pur și simplu, nu știu, trebuie să le cunosc întâi. Chiar și o insectă de amică. Când eram mică, mi-era frică de umbra mea și plângeam până mă lua mama în brațe. E real asta, serios, pot să sun, sunt. Că văd că aici lumea nu prea crede. Cânt la 5 instrumente, la contrabas, la bas, la pian, cu chitară și violoncel foarte puțin. Știu o melodie, chitara, cred că o stăpânesc cel mai bine. Am stat un an în mănăstire, în clasa 4-a, da, și a fost foarte mișto. Am plecat pentru că nu puteam să continui acolo. De exemplu, acolo nu făceam muzică decât la biserică. Am făcut școală acolo, în sat, unde era mănăstirea. Mergeam ca orice copil normal, mergeam la o școală normală. Na, doar că locuiam în mănăstire, într-o casă cu mai mulți copii. Aveam niște mătuși acolo și încă le am. Am avut niște problemuțe acolo, m-am ciondănit puțin. Prima dată m-am certat cu ei pentru că ne-au dat să mâncăm mâncare care nu era de post într-o miercuri. Nu-mi place rucola, da, deloc, și nu prea mănânc carne. Dacă nu mănânc o perioadă lungă de timp și văd ceva cărniță, mi-e poftă. Am rămas un an repetentă în clasa 9. Aveam blindurile la un concurs de-asta, de voce. Și... aveam în același timp examen la teorie, doamna profesoară, dacă vă uitați. Dar oricum, vă mulțumesc din suflet că dacă nu rămâneam atunci repetentă, nu aveam suficient timp cât să mă ocup de muzică și să ajung aici. Ați spus 5 lucruri? Oh, bine de tot! În palma ta, eu aș cânta.